you deserve to become a patriarch. Have mercy on them that hate me. I'm starting to think that you're not human. Cred că toată lumea a auzit de cei trei mușchetari faimoși. Ei bine, dacă aceștia sunt personaje fictive de roman, Oltenia are trei mușchetari adevărați ai folclorului: Steliana Sima, Mariana Ionescu Căpitănescu și Constantin Enceanu, vorbărețul folclorului, care dacă nu vorbea în spatele camerei de filmat, m-a durut capul, băi, nene, băi. Așadar, să intre nimeni altul decât D'Artagnan. Au intrat deja, că au stricat și momentul. Hai, vreau că aveam o melodie. Să rămână, doamnă, bine ați venit! Sunteți superbă ca de fiecare dată. Ce faceți? Mulțumim. Băi, nene, făceați gălăgie. Eram cu doctorul în direct aici, deci vorbeați în spate, mâncați cozonac, vorbeați. Ce e așa gălăgie? Deci așa e la folclor? Nu știu ce. Să facem liniște. Știi cât cozonac am mai prins noi? Bine te-am găsit. Uite atât o bucățică, ne-am certat toți trei pe ea. Și am zis că poate, având pile la tine... Mai avem aici o felie, ne cum mai să dai nu? Și nouă felie. Nu? Așa o te... Eu dacă știam, nici nu vă vine cu vinul ăsta. Așa bucățica de cozonac. Bine te-am găsit. Bine ați venit. Așa Olten tăcuți n-am văzut niciodată pe cuvântul meu. Hai să luăm. Haide să luăm un loc aici, bunelu. Stai o țire. Stai că am cozonac aici pentru. Lasă cozonacul. Avem o sărbătorită aici, da, cu toții. Este nimeni alta decât... Greta! Greta! Să știi că mi-am rupt de la suflet, să, așa. Să vină Greta! Dar pentru tine, orice! Și mulțumesc. Pentru că suntem geloși, vrem să ne iubești pe noi foarte tare. Hai, mulțumesc! Vă iubesc oricum, Greta! Vă iubesc oricum! Mulțumesc! Vităm lângă noi! Bre, pe cuvântul meu, imaginea asta mi-aduce aminte... Mulțumesc frumos! Băi, deci camera pe mine, regia. Deci imaginea asta mi-aduce aminte de când prezentam eu emisiunea la TVR și veneau interpreții de muzică populară de ziua doamnei Mărioara Murărescu. Așa veneau. L-au auzit? Aoleu, câtă invidie! Elize Stan, doamna Elize Stan, când era ziua doamnei... Nu intervine repertoriu. Nu era, am înțeles. Iată, v-am făcut cozonac, v-am adus cozonac. Dar și noi ți-am adus vin ca să... Știi, cozonacul fără vin nu merge. Ai dreptate, te rog, luați aici cozonac. Uitați, uitați ce feliuță ai. Uitați ce feliuță. Bre, mai am încă invitați, mai trebuie să vină și la Survivor. Mai am și alți invitați, trebuie să mă descurc și eu cum pot. N-am mâncat nimic, țin pot. Zi, Doamne ajută, Bodea proste, și hai să mergem mai departe. Auzi, dar eu am o propunere, Cătăline. Da. Dar nu îmi dai pe sala pachet, că am vrut lumbul la Craiova. Băi, nene, cum crezi că se face restaurant în ziua de astăzi? Cum se face avere dacă nu pleci așa? Întâi de toate vreau să știu cum stau genunchii. Foarte bine. Revizia, vreau să vedem. Ia bunelu. Hopa, ia uite, bă. Acum joacă și Călușu. Joacă și Călușu. Deci oameni buni, Constantin Enceanu, după câte luni de la operație? 5 luni. După 5 luni de la operația de proteze la genunchi, iată bunelu. Joacă. Hop, hop. Deci pentru evenimente, nunți, botezuri și jocuri pe masă cu Constantin Enceanu pe pagina și de Facebook. Tumbe mai nou. Și tumbe. Și tumbe, și tumbe pentru că e bunelu. Deci el ia un program pentru cântat și unul pentru dansat, dar noi e plătit. Fii atent. Ia. Noi cântăm și el joacă. Da, asta e. Ce se facă cu Oltencele? Da, fratele meu, tu crezi că mi-e ușor? Oltencelor, vă rog frumos să luați cozonac, că sunteți superbe ca de fiecare dată. Da. Vorbeam acolo? Da. Despre ceea ce se întâmpla în platou. Doctorul Șmecher, doctor, tare tânăr și eram în platou în turneu cu mulți ani în urmă și la masă doamna Maria Butaciu s-a înecat. Și singurul care a avut inspirația pe moment a fost Dumitru Zamfira. S-a dus în spatele ei și exact manevra aia, știi? Cu pumnul aici și pa. În spate n-a reușit și când a strâns-o odată, băi, am crezut că a rupt-o efectiv. Dar i-a sărit exact mâncarea. Da. Care îi oprise respirația pur și simplu. De asta zic că, uite, este foarte bună. Deci oameni buni, da, că vă uitați la noi la emisiune, mai râdem cu cozonacul, mai glumim cu nu știu cine, dar încercăm să vă aducem și informații care de ce nu să vă fie de folos, da, pentru că nu știm niciodată ferească Dumnezeu. Despre asta vorbeam acolo. Despre asta vorbeați, da, vorbeați mult, mult vorbeați, mult. Cine a făcut cozonacul ăsta? Cine a făcut? L-a făcut o doamnă din Pitești. Foarte bun. Foarte bun. Să știi, foarte bun. Nu e nici prea dulce. Da, da, uite. Uită-te la... Domnul Nea Vasile, regele cozonacului. Uite cum a rămas Nea Vasile. Ce să spun eu de Nea Vasile? Păi stai un pic, despre compresiile Nea Vasile, ce să spunem? Că n-a venit cu jumătate de cozonac aici, fratele meu. Păi de unde să-mi dau Vasile? Deci Nea Vasile, când vine cu cozonacul, credeți-mă pe cuvânt, este prăpăt.
Deci cozonacarul nea Vasile rar vezi. Că asta n-a venit pentru că am fost noi aici. Nu trebuie să ne convingă, așteptăm cozonacul, așteptăm. Nea Vasile, dai faliment cu prietenii ta din muzica populară. Nu, Cătălin, o să le trimit special la fiecare dintre ei. N-am știut că sunt azi aici, că vedeam. Noi suntem comisia, este în jurații. Le promitem, măsurăm că le trimit la fiecare. Bravo. Ce fac cu oltenii noștri preferați? Mâncăm cozonac, acum ce să facem? Dar bine, ne pregătim de Paște. Un trio oltenesc? Mereu împreună, asta mă și gândeam de 32 de ani pe același drum, îți dai seama. De viața mea. Tu crezi că mi-a fost ușor? Băi, băiatule. Ne-am ținut unul după altul, nu ne-am scăpat. De ce crezi că l-au lăsat genunchi? De ce crezi că m-au lăsat genunchi, da? După 32, de 32 de ani împreună? Da. De 32 de ani. Și ne-am mai întâlnit și înainte de asta, pe la concursuri și festivaluri. Dar și culmea este că noi doi am luat la două concursuri cele mai mari pe atunci, la Festivalul Maria Tănase și la radio un concurs, eram Topul Tinerilor, Topul Tinerilor interpreți, am luat aceleași premii în aceleași ediții. Ce tare! Deci în 1991. Și atât, după atâția ani, tot împreună și tot să cântați. Foarte și Steliana, frumos. Dăicuța noastră, s-a Dăicuța, atașat grupului. Dăicuța? Adică mai mare o țără. Da, da, da. Eu îi recureșteam că, dragă, ei vin de acolo, de la, din provincie. Da, de la țară vin și domnul Ibrahim, să zic Steliana. Cilianco! Deci și tu când mai postezi, când aduci materiale de la cilieni, sunt trecute prin București puțin? Acolo mi-a rămas rădăcina, acolo am văzut lumina. De ce credeți voi că eu cânt? Așa. Ceea ce cânt, pentru că mă duc acolo, am cules... Și a Seva de cules, acolo. Am Seva acolo, da, de acolo încă îmi trag Seva. Foarte frumos. Acolo am cules urzici de curând, acolo am fost în răsadurile verișorului meu cu flori. A făcut și mâncare de ștevie, că ne-a arătat. De urzici. Asta e foarte bine. De urzici. Sănătate de urzici. Curată. Ce faceți de Paște? Da, eu n-am voie să vorbesc asta. Eu în familie, hai că îți dăm. Deci la Craiova, da? În familia la Craiova? Mam, și cu mama, Steliana? Cu eu cu în familie. Și avem un nepoțel de câteva zile și așa că trebuie să-l sărbătorim. Să vă trăiască nepoțel, primul... deci înseamnă că e este, copilul? Este nepotul surorii mele. Deci ești nepotul nostru. Am deci înțeles. Băiatul nepoatei mele. Foarte frumos, tu, Steliana? Și eu fac ca în fiecare an și în fiecare acasă. Sărbătoare de Paște și de Crăciun, nu le mai fac pe drum, ci le fac în familie. Foarte înainte, frumos. La începuturi, le făceam pe drum. Bunelu? Eu nu le-am făcut niciodată pe adică drum. Adică întotdeauna acasă? Întotdeauna acasă cu familia. Da, nu, am zis că destul tot anul sunt plecat, vreau de Crăciun și de Paște să fiu acasă și anul acesta voi fi cu familia, cu nepoții. De câțiva ani de zile, poate n-ați aflat, dar eu am un business în filiaș. Are un bușnic. Știe tot filiașul. Uite, următoarea filmare o facem acolo la... De ce nu? Știi că ne adunăm? Nu, vreau să vă spun. Da, am fructe de mare cu scoici, ca la bunica acasă. Nici Paștele nu mai e cum era odată. Ca la bunica, tradițional. Mama, bunica, mă, se bunica din Grecia. Da. Ne adunăm să știi cum facem familia, de vreo câțiva ani, da, la acolo, pentru că suntem numeroși cu cuscri, cu cumnații, cu... ne adunăm acolo la Zanzi. E frumos, locația este închisă în ziua de Paști. Ne adunăm acolo, punem muzică pe malul lacului, e foarte frumos. Crede-mă că simt într-adevăr că este Paște când suntem cu toții și povestim și petrecem fără nicio grijă. A doua zi plecăm la muncă, dar în ziua de Paște... Nu. Foarte frumos. Atunci eu zic că dacă tot ați venit să aveți Paște fericit, dar să ne-și cântați ceva. Așa a fost în chitanță? Așa este. Să și când tu, Steliano, ai făcut. Noi așa am plătit. Domne, vin oamenii, vorbesc, mănâncă cozonac și cântă de bani ăștia, Greta, da? Dar fii atent, cozonacul lua la pachet. Păi eu știu că să-i al meu, am zis. Hai, nu pe ăla, dar astea care... Deci, oameni buni, să înțelegeți ce pățesc oamenii când se duce, când se duc oamenii ăștia la nuntă, zic că și cozonacul și tortul miresei, da, ce aici și vin. Se vede pe noi cât de gurmani suntem. Nu, plecăm, ne ducem, ne mâncați, plecăm, ne mâncați. Nu avem timp de multe ori să mâncăm, să știi, la eveniment. Cum se numește piesa? Nu putem să spunem, e un colaj. Este surpriză. Hai, numai o secundă. Stați o secundă să vină doamna Steliana să vedem dacă are semnal. Să rămână 210. Bă, deci interpreții de muzică populară aici sunt telefoanele. 210 e semnal, e semnal. Bunelu, ai ceva pe aici? E ca la... Eu sunt foarte cu minte. Am înțeles. Eu m-am conformat. Vedeți, să facem percheziție aici. Vedeți ce l-am luat, pentru că să nu mai duc. După ce terminăm de gândeam, să facem și noi poze imediat aici. Exact. Oameni buni, curați-vă de oameni ăștia simpatici care sunt astăzi alături de noi. Trei artiști de muzică populară extrem de iubiți. Să-i ascultăm.